Mulțumesc! Am participat astăzi pentru prima dată în calitate de președinte al României la analiza activității desfășurate de către Serviciul Român de Informații și totodată la aniversarea a 25 de ani de existență. Sunt câteva lucruri pe care am ținut să le subliniez cu această ocazie. Primul dintre ele este despărțirea definitivă de trecut. După 25 de ani, putem spune că este meritul celor care au acționat până acum cu profesionalism și seriozitate, de a fi lăsat în urmă complet trecutul și de a fi transformat acest serviciu și percepția față de el. Serviciul Român de Informații a cunoscut în ultimii ani un proces amplu de modernizare și de reorganizare și a devenit un vector de stabilitate națională. În aceeași măsură cu performanța, principalul câștig al serviciului este respectul față de regimul democratic ca parte a culturii organizaționale. După cum am mai afirmat, instituțiile statului nu trebuie să uite niciodată că servesc cetățeanul, iar serviciile de informații au misiunea de a apăra democrația. O mai bună capacitate de răspuns la provocările de securitate trebuie să fie dublată în continuare de asumarea unei poziții de neutralitate și integritate. Al doilea lucru la care m-am referit a fost recunoașterea clară a valorii serviciului în comunitatea euroatlantică. Mă bucur să constat că SRI este considerat un partener serios și eficient. Sunt domenii importante, precum antiterorismul, contraspionajul, combaterea criminalității organizate, în care rolul SRI este puternic apreciat de partenerii strategici. În fine, dar nu în ultimul rând, România a fost lipsită de surprize de ordin strategic, iar aceasta este în bună măsură meritul SRI. În pofida unor evoluții regionale și internaționale îngrijorătoare pentru România, a rămas în anul 2014 un reper de stabilitate al construcției euroatlantice. SRI a contribuit semnificativ la lupta împotriva corupției și la consolidarea securității naționale. Acestea sunt, de altfel, și direcțiile de acțiune majore pe care serviciul și le-a definit pentru anul în curs și pe care le susțin. Anul 2015 este ultimul format de serviciu în viziunea strategică Serviciul Român de Informații în era informațională și cel de debut pentru o nouă conducere instituțională. Va fi un moment definitoriu pentru evoluția serviciului, în sensul continuării procesului de transformare, în care eficiența profesională și respectul pentru democrație se completează reciproc. Am deplină încredere că domnul director Eduard Helvich, o persoană care cunoaște bine atât sensibilitățile societății deschise, cât și rigorile cerute de calitatea României de stat membru al Uniunii Europene, va contribui decisiv la acest proces. În viziunea mea, principiul care trebuie să definească abordarea în domeniul securității este cel al cooperării. Acesta presupune o bună comunicare și o relaționare a serviciului cu partenerii și beneficiarii săi, cu instituțiile care veghează asupra activității sale și chiar cu societatea în ansamblul său. Voi urmări cu atenție conduita serviciului, care mă aștept să fie una echilibrată,
neutră față de jocurile politice și în relație cu societatea. Intervenția mea a mulțumit cadrelor Serviciului Român de Informații, care au acționat în mod profesionist, îndeplinindu-și bine misiunile desfășurate. Îi felicit și public pentru rezultatele obținute în anul 2014 și le doresc succes în realizarea obiectivelor din acest an. Vă mulțumesc!